Salutare fratele și bine că stai la o nouă reacție, MGK, rugăciuni, bau, 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 dați like acolo, bram, pam, pam, suntem alături aici de un nou invitat pe nume Igu Slim. Igu Slim, salută oamenii. Aloc, aloc, Igu. Câte like-uri vrei să facem? 9.000, 90. 90.000 de like-uri și vreau să dați și subscribe, să faceți și noi acolo 10.000 de abonați, Doamne ajută, bau, bau, bau. Bă, fii atent, nici MGK are 90.000. Că tu nu știi gen, fii atent. Trebuie să dai așa nota la melodie, pe final când e așa, da. Nota la melodie și nota la videoclip, da? Ha. Da, mă, da, hai. Ha. Acum. A plecat. De full screen. Bă, eu n-au nimic să mă arăge. Mamă, pe de full screen. Păi nu, e lasă așa. Uite, de aici ce? E în frizeria aia lui, cred. Da, da. Bă, lasă-l așa. Lasă-l așa. Bine, mă. Benzii go crazy. Zeba mafia cea mai șpat TikTok de la 10. Sun șeful militar, i-am zis pe aici nu se trece. Ești prins în bate linii. Îți place flow? Nu prea, nu? Sincer. Da, mă, da, nu prea. Îți place, nu prea, nu? Slăbuț. Slăbuț, ia, ia de vedere mai departe. Mișto asta, partea asta? Da, asta. Asta cu ăștia spun rugăciuni. Da. Te-a plăcut? Sună puțin la Biugi Mafia, nu crezi? Păi da, dar nu mai știu de unde. Stai așa să mă aduc aminte. Nu știu. Ăștia, dar tot așa parcă e. Ăștia... Da. Nu știu, nu mai știu ca ea, în orice caz. Cred, nu știu. Ia să vedem videoclipul. Am gâncapa, toate fetele dansau. Am venit să ne batem, de ce dușmanii filmau. M6 creștem numărul de infracțiuni. Mă gâncapa, bossul pe stradă, mi-am luat acțiuni. E bursa M6, te duci jos, n-ai cum să urci. Ai fleta toată viața cu mine, cum te descurci? Uite ce îmi place ea. Aici, sincer, nu mi-a plăcut. De ce nu mi-a plăcut? Da. Ce? Pentru că a zis de două ori aceeași chestie. Parcă da, nu merge. Nu merge vorba asta de două ori, nu știu cum să zic. Mie așa mi se pare. Nu știu, parcă nu mai are farmecul ăla, știi? Ia. Clar, eu zic că e vorba de Biugi Mafia aici. Păi da, păi aici și l-a recunoscut. Da? Pe TikTok a făcut. Nu pot să cred. Da, a recunoscut că e distract pentru ei, că s-a luat de el ceva cu banii, că s-a luat de banii lui, dar a vrut să-l țepuiască, ceva de genul. Te pui și pe respect, banii vorbesc, putere execută, o să mor încet. Vrei o excursie, încerc să fac eu rost de un bilet. La plăcere, figa, deschid un moed. Uite, bă, nu-mi place că aici e de două ori. Prima dată când dai să ies o singură dată, gen. Dar deja a doua oară nu mai intră. Nu? E așa, stai. Nu, mă, 2 minute? 1 minut 50 a cântat Marvin. Da. Ia auzi ritm aici. Dă o notă la melodie. Ți-a plăcut, nu ți-a plăcut? Două pare. 8.50. 8.50? Da, îmi place, dar nu știu, parcă așa se ia, s-a luat direct de ei. Mi se pare. Bă, eu n-am treabă, că pe la urmă, în ziua de azi, mai faci un diz, mai știi ce zic. Da, acum, degeaba, că s-au luat de ei, adică... Nu, mă, gen, dacă ți-a plăcut așa, versuri cu logică, dacă au avut alea logică, dacă au avut versuri logică, ritmul... 8.50 rămâne. Bă, eu zic un 8, adică sunt unele, are niște melodii super șmechere în comparație cu melodia asta. Nu era, dar 8, 8 e o notă destul de acolo, sus, știi? Și videoclipul? Tot s-a luat la bac. Nu, s-a luat mai jos, așa. Videoclipul, ce notă îi dai? 9. 9 la videoclip?
Da, n-a fost rău. Da, s-a mai repetat, dar nu pot. Nu pot să dau mai jos de piesă. De cum a cântat. Da, nici mai mult. Deci bă, eu 9. Cred că dau un 7. Sincer. De ce? Păi nu știu, mă, că eu fac... Eu bag aici mai multe de-astea de ale lui, știi? Mai multe videoclipuri, adică are unele melodii, bă, frate, gen... editat cum ar veni videoclipul până la ultima picătură, știi, mișto, cum ar veni cu tranziții de alea, bau, bau, apare, dispare, nu știu ce, mișto, rău de tot, adică alea... nu pot să-i dau aici 10 pe videoclipul ăsta și pe ăla să-i dau tot 10, înțelegi, nu merge. Eu zic un 7, nu știu, nu n-a avut așa, înțelegi. Deci la mine ar fi o medie cât am zis că i-am dat la... 7 cu 7 sau cât? Nu, 8, 8 mi se pare. 8, deci 8 cu 7, 7,50 la mine, o medie, așa scrie și voi acolo în comentarii. Și la mine 8,50. 8,50 media, nu? Da. Da, deci cam asta e melodia, ia să vedem, zice cine a făcut-o ceva. Ia să vedem aici. Ia că scria ceva. Laur, ce mișto e, apostrof, aur. Uite mă, e editat de Rafik. Ia, fii atent aici. Sunt curios... Ia să mă duc eu pe o melodie de-a lui așa. Să văd cine a editat, nu știu, ia să vedem. Te-a ascultat M6, industria M6. Eu? Nu, industria M6, cât de ascultat e. Sute de mii. Ah, da, da, da. Nu mă așteptam. Când am care 100 de mii maxim la fiecare. Mamă, mi-a dat reclamă de 15 secunde, m-a lăchit direct. Tot 15. Ia, 15? Ce-aia, mă, direct. Uite, mă, facem reacția la melodia asta, ia. Uite, mă, gen, uite puțin cum e editat ăsta. Deci, atât, am dat pur și simplu de aici și uite, îi dau play și uite cum e editat. Iar, ia uite și tu. Păi nu se compară, mă, ce ai. Ia, ăsta de cine e făcut? Nu știu, ia, de ce, ăla era de Rafik sau ceva? Rafik. Bă, nu știu cine l-a editat. Păi de la descriere. Cipi, mă? Bine, de fapt, uneori el mai zice editul și pe la mijloc. Bine, nu el. Cine îl pune, cine editează videoclipul. Mix instrumental. Video ăsta, cred, Alexandru Sink, nu știu. Design, da. Deci ăsta mi se pare top cum ar veni. Am dat puțin la 10 secunde și deja l-a aruncat în aer pe celălalt. De el, ești de aici. De la topul canalului. A? La jos. Atât. Nu. Care era, mă? Spoitor 3, parcă, sau 2. Asta? Nu, Spoitor 2. Ăla cu 4 milioane. A fost filmat la pădurea asta, de la Roșu. Da, știu. Și ăla, mișto editat. Flo. Așa. Da, hai să lăsăm videoclipul ăsta aici, că ne lungim deja prea mult. Uitați acolo, îți dați un like și un subscribe. Dacă mai vreți reacții pe canal. Și dacă vreți să-l mai aducem pe Igustlim aici, scrieți acolo în comentarii jos. Și noi ne vom revedea, desigur, data viitoare. Pa, pa. Pa.